Și am auzit eu și am aflat eu că aici la Cresna, Cresna, după ce treci prin munți ăștia ai Bulgariei, ar trăi români, niște români de etnie română și care sunt foarte săraci și s-ar fi bucurat să aibă cărți în limba română și eu știu, poate și ceva ajutoare, nu știu. Și atunci de multe ori am vrut să iau spre Cresna, spre Vlahie, ăștia 9 km din Cresna. De data asta, fiind vremea închisă, cerul norat, am venit până aici, nu sunt decât 9 km prin munți. Iată, mai sunt câteva case și unul din copiii mei, din ucenicii mei, care știe limba bulgară, a vorbit cu unul de aici, din loc, localnici ăștia, și mi-a spus că nu mai trăiesc români aici. Da, nu mai trăiesc români. Tare frumos, e un peisaj superb aici. Pe ăștia nu-i găsește nici anticristul. Este frumos de tot. Drumul e mai greu, oi? Ia uite. Aha, și-a construit un aici. Frumos de tot. Ia uite. Da, aș vrea să stau aici, fiindcă e liniște. E pace. Și asfaltează drumul. 3/4 e chiar asfaltat până aici. Da, minunat. Niște ruine se văd aici în față. Am impresia că din biserica care au avut-o aici, după cum arată construcția, un român acolo, un bulgar acolo în vale, care ne-a răspuns câteva mașini, micuți, vlahi. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristos! Iată, cerul este înorat. Așa a fost toate cele 3 zile cât am stat în Salonic. N-am putut face plajă deloc. Am vrut să ne bucurăm. Tovarășul Bill Gates se folosește de antene HARP și împrăștie norii ăștia și ascunde soarele. Ne-a promis că va ascunde soarele. El se crede Dumnezeu. Să-l ascundă. Dar îmi pare rău când unii zic așa a vrut Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu nu vrea decât binele. Izvorul a tot binele, dătătorul a tot binele. Iacov 1.17. Nu el. El a îngăduit Dumnezeu pentru păcatele noastre, dar nu a făcut Dumnezeu așa ceva. Cerul. Păi da, și pe plaje nu era aproape nimeni. Dacă e norase, apa e rece. Și apoi nici înghețată nu mai mânca nimeni. Și apoi pălării de plaje nu mai cumpăra nimeni. Și apoi în hotelurile alea construite pe marginea mării, într-o localitate, Perea, vis-a-vis de Salonic, nu era mai nimeni. Deci ia câtă criză îi duce pe toți la sărăcie. Și cine mai mânca la restaurante? Cine mai consuma? Cine mai i-a ajutat pe cei de acolo să trăiască? Ei, iată ce face dânsul. Își bate joc de noi cu îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte și pe el și pe noi. Ia cât. Peste tot cer înorat. Iar în Salonica azi noapte a fost o ploaie la ora 4 dimineața cumplită, cum n-am mai văzut în viața mea. La ora 4 credeam că se scufundă pământul. Și la Sfântul Dimitrie, zvărătorul de mire, a început slujba, au difuzoare afară. Cred că preotul care locuiește acolo, s-a dus preotul paroc și a slujit până la 5 s-au auzit rugăciuni. Și niște trăznete și fulgere, încât credeam că ne trăznește în hotel, în camera de hotel. Extraordinar! Extraordinar! Toate acestea sunt îngăduite de Dumnezeu, repet, și nu făcute de El. Nu lăsate de El. Doamne ajută!